Bogdan, ce ai avut de împărțit cu Bobicioiu? E vina mea, că eu am impresia că ne permite niște glume mai deplasate, că eu i-aș permite. Tu, Alexandru, cred că ți-ai făcut o idee de ce a făcut acea glumă, nu? Exact. Care glumă? Taci! De ce? Gelozia este în aer. Credeți că dacă stau în brații cu Ana Grija, lui Bobicioiu și la Roxane, o mai am eu? Îți place deja de cineva de aici din casă? Andreea, e aceeași zodie ca mine, deci... Adică nu ești plângăcioasă, nu? Adică crezi că îi place de Bobică? Sunt mai sensibilă, dar nu sunt chiar așa plângăcioasă. Nu se preface atât de mult ca tine, Bian. Vreți să avem o relație? Nu. Vreți să fii doar prieten, nu? Că asta vrei tu aici, în casa vrei puterea dragostei, nu? O iei pe Bianca, vorbești cu ea seară de seară, noapte de noapte, dar ai sperate și acum vii la mine? Tu nu vrei relație aici, tu vrei doar prietenie. Da, bă, eu vreau băiat aici ca să mă merită pe mine. Ia zi, ce sfaturi ai dat tu, Bernei? S-o pună la punct? Da, s-o pună la punct. În caz dacă va fi geloasă Bianca. Dar de ce crezi că Bianca va fi geloasă pe ea? Păi am văzut că Bobicioiu era cam aprins așa când a văzut-o pe fata cea nouă. Mocanu? Da, să rămână. Prințul femeilor! No. Unde ai fost? Ai fost pe hol cu Regina? Nu. Da? Am fost la baie. A, ai stat suficient cu Regina azi dimineață pe hol? Nu. Ca să mai stai și acum. Nu este adevărat, n-am stat destul. 3 minute, 4. Și cât ți-ai fi dorit să stai? Că ai zis că n-ai stat suficient. A, nu, am răspuns așa, să dau un răspuns mai interesant, dar nu. Am înțeles. Voia să vadă reacții, cred. Sau vrei să-i vezi reacțiile Anei? Ale Anei? Da, nu cred că o mai interesează pe Ana, că văd că e cam rece. Nu, s-a... Păi acum aflu că te-ai văzut și cu Regina, nici nu mi-ai zis. Da, bravo, te interesează tare pe tine. Bravo, Ana, spune-i. Așa, Ana. Iau, spune-i. Bravo, bravo, Ana. Ia-te-l pe bumbi. Lasă-mă, că nu au ce. Bravo, bravo. Dar poate o interesează pe Roxana și nu pe Ana. Și așa nu le-am avut putea să-ți mă... Da, dar diferența e că pe mine mă interesează ce crede Ana. M-am dat cu parfumul tău iar. Ți-ai luat pastilele astăzi? Vreau să știu. Da, normal. Avem o zi normală, da? Da, bineînțeles. Bine. Pe ce pastile? Și-o luat că am auzit și-o s-o dat cu parfumul meu iar. Hai, dar oare geanta aia mea nu pe bunii voi spune? Dacă nu-ți închizi geanta, bine! Păi astea sunt pastilele ei. Dar parcă nu deschidea dacă e. Bogdan, pastilele mele sunt acestea. Astea sunt pastilele ei. Aici vroiam să ajung. Da, nu mă interesează, Ana, te interesează că am stat aici. Era camera pe tine? Iar trebuie să se bucure când simte parfumul aproape. Da, mă simt da, aici așa. Aproape. Ia uite cum este la amândouă, ia. Ia. Opa! Opa! Băi, nebună! Băi, Ana! Băi, Ana, Ana, o știam! Noi am glumit că ele fac... Noi am făcut glumă, Andreea. Roxana, Roxana, da? Ana, vezi că eu pe Roxana o știam. Noi am făcut glumă, Andreea, că fac live împreună, dar nu cred că e glumă, că n-a ajuns cu atât de tot. Dacă voi fi eliminată parfum, eu, Roxana se mută cu Ana. Doamne, acum nu are unde și eu cu Roxana nu o să mă înțeleg niciodată. Ne-am vorbit astăzi. Și facem un complot împotriva ta. Doamna Andreea, eu știam pe Roxana că e așa. Da, Ana, Ana, ce-s cu glumile astea deplasate? Păi ți-am zis că încă nu mă cunoști. Ana, pleacă de acolo. Dacă vine și Regina. Ana, pleacă de acolo. Ana, pleacă de acolo. Și pe Regina lângă noi. Max. Normal. Da, acum mai e varză, călită, murată. Ba da, vor să se mute. Nu, varză, acum mai e, arată mai bine. Acum arată mai bine? Uite, și-a schimbat părul. Acum ce arată? Păi am pus la suflet, că mi-a zis că am părul varză. S-a pensat. Îmi place mai mult de ea acum. Nu, stai cu minte, Roxana, că Ana face așa pentru că este o fată foarte, foarte inteligentă și știi să reacționezi. Păi și eu de ce fac așa? Tine-ți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape. Mocanu? Ana? Bine. Mocanu? Păi poate vreau să mai aflu lucruri de la ea despre tine. Exact, sau poate păi, are mult mai mult. Are, vă asigur eu că nu o cunosc eu pe Ana așa de bine, dar din ce știu eu despre ea, în cel mai... rău, ca să zic așa, să face frate cu dracu, dar are scopul ei și o respect pentru păi asta. Păi și pe mine mă cunoști atât de bine cât crezi că am gura slobodă niciodată. Stai cu minte. Bogdan, ce ai avut de împărțit cu Bobicioiu? Ia. Yeah. Doamne, niciodată n-am avut nimic. Da, nu ne-am nu. Dar ce ați avut?
Nu, am făcut eu niște glumițe, să zic așa, și eu s-am supărat, dar mi-am cerut scuze și dar nu cred că s-a supărat serios. Nu m-am supărat. Te-ai supărat serios, frate? Ideea e că eu am impresia că ne dar primite... ce înseamnă asta, te-ai supărat serios? Adică te-ai supărat serios și te-ai supărat păi serios? Păi nu e supărat din ăla, gen, domnule, stai, nu mai faci așa și îți fii supărat de ăla care efectiv nu mai vorbești cu persoana, dar... Ha! Și de care e? Neserios? Nu m-am supărat, doamna Andreea. E vina mea, că eu am impresia că ne permite niște glume mai deplasate. Că eu i-aș permite. Nu vrea să permită. Punct. Eu i-aș permite. Eu nu fac astfel de glume față de Zavidel. Eu oricum să-mi permit în continuare. Na, adică... Dar tu, Alexandru, cred că ți-ai făcut o idee de ce a făcut acea glumă, nu? Da. Care? Exact. Ce? Care glumă? De, taci. De ce? Gelozia este în aer. Bine, Bobicioiu! Nu, nici măcar Ana nu m-a simțit așa, care Ana simte. Păi de unde știi? Ai întrebat-o, ai întrebat-o. Ana, tu ce ai simțit? Are simțul dezvoltat. Sincer, nu l-am simțit gelos. Dar eu, credeți că dacă stau în brații cu Ana, grija lui Bobicioiu și a Roxanei o mai am eu? Dar ce spuneai? Că Berna nu te place de frica Roxanei? Da. A întrebat-o Roxana, dar Mocanu îți place și a zis... A, nu, Mocanu, chiar că nu. De frica Roxanei. Doamne, ferește, dar ce sunt? Ești că-s babau? Poate nu e stilul ei. Da, mă, Iorea, că... Păi, nu trebuie să dai vina probabil, cu Roxana. De frica ei. Roxanei? Da, mă, dar el a fost ironic. Tu, de fapt, crezi că te vor toate femeile, da? Dar nu te mai vrea niciuna. Da. Așa este, Roxana, pentru că sunt un bărbat urât. Tu rămâi cu viața mea. Pentru că sunt un bărbat urât, prost, n-am dar a trăit tot de frumusețe, dar ce ai încă pățână nu. Aloare, așa, adevărul că eu sunt un grămadă eu, nici nu ai ce să discuți cu mine, așa este, bravo. Așa, și Berna pardon. Este o fată drăguță, e pare sociabilă, pare ok, dar... Și Regina și Ana? Și Roxana? Nu, vreau să spun că poate... Berna nu... Cred că toate trei avem câte ceva ce-i place lui. E, ce-ți place la Berna? Cum? E urât să zic că nu-mi place nimic, dar ideea e că nu am, n-am analizat-o. Ce e urât, auzi? Nu, Andreea, n-am analizat-o ca să-mi dau cu părerea. De ce vrei să... Uite acum, analizat-o, ia uite. Este o fată, cine a spus că e păpușă? Da, ăla a zis bine. E stilul ăla, păpușică. Doru, eu am zis. Aha, ai auzit că nu te place și ce ai zis? Stai că nu-mi place nici mie de... Ba da, Andreea, e doamnă, dar ce fel se interpretează. E frumoasă, e stilul ăla păpușă, nu are nicio imperfecțiune, are totul simetric. E... Sau ai văzut prea multe fete weekendul ăsta și de asta ți s-a luat. El a văzut ia, pe ea. Că pasul ăla de ți-l arăta mai devreme, Ana, n-ai știu să-l faci. Dar pasul ăla de ți-l arăta fata aia, ai știu să-l faci. Ia ridică-te și arată-mi-l și mie. Care, doamna Andreea, că vă arătă ce ăla de la șold... Care? Șoldurile, hai. Care? Hai că te așezi de oră, dar... Hai! Dar stai cu fata aia, nu doamne, știu. Ferește! Am nevoie de o fată să vină aici. Ia-l pe unul de acolo. Ana, nu simt. Nu, îmi place genul. Fata aia era dansatoare profesionistă, Andreea, era angajată. Dar, lasă. Vreau la fel! Fii atent, că l-am văzut! Pe cine ai văzut? Uitați, doamna Andreea, ce face Bogdan Mocanu! Dă dedicații Roxanei! Ia, că asta chiar că nu e adevărat! Asta chiar că nu e adevărat! Andreea, am avut 2 zile timp la dispoziție să gândesc la o scuză bună și aproape... Dragă, de Roxana, toată seara a zburat în aer! Hai cu minte, că dacă zic eu... Stai, dențe, fix când i-a zis la ureche, atunci a spus... Dacă îmi dă voi, doamna Andreea, să spun ce s-a întâmplat cu faza asta... Ia spune, dar nu mai deci, dacă vrei să-mi spui ce s-a întâmplat, va trebui să vreau să văd dansul acela din club. Eu te-l și invită. Hai! Nu, să punem muzică! Dar de ce vă urcați pe mare? Păi atenție! Nu-mi place atenție! E scena, Andreea asta! A, ochelare lipseau! Pe pagina! Da, nu, așa! Opa! Leo! Cum n-ai zis? Hai, băieți! Dați Mona și Ralu, n-au vrut dansele Simona, era rușine! Dacă nu l-ați ovaționat, n-a mai dansat, s-a supărat. Gata, el vroia să se simtă ca acolo. Bogdan Mocanu! Bogdan Mocanu! Bogdan Mocanu! De ce n-a spus? Ai și cântat? Andreea, dar cum să... uite ce tricou am primit, Andreea, cum să nu fii fericit? Ai și cântat?
Ai cântat? A încercat. Ia, cântă și mie. A fost o cercare eșuată. Cine a zis că am încercat? Oare cine? Viața ta. Ia arată-le, mă. Vrei să nu vrei să-ți arăt story-ul, Andreea, când cânt? A cântat mai bine ca și ador chiar. Story-ul? Nu mă zici așa. Concurența. Așa mi-a plăcut ce vrei să te zici. Nu mă zici, frate. Cât are story-ul? 15 secunde? Da, nu are mult. Păi și eu în 15 secunde zici că sunt... Cânt în continuu, vrei să vezi? Da. Dar de ce nu-mi cânti tu? Că e acapela, acum am nevoie de microfon profesionist cu altul. Da, e chiar așa. Deci că nu tot vocea ta la zi. În fiecare zi aduce telefon. Dar cum adică a fost o încercare? Nu, s-a purtat așa, wow, dar să-l auzi și... Iar vine el, el trebuie aici, primul. Mâine și-a dor. N-a fost nicio încercare, ești atât. Bine, eu, când am luat microfonul și am început să cânt... Nu, da, tare, încet. A început lumea să urle, Andreea. Da. Și băiatul ăsta care cântă lângă tine, cine e? Backing vocals? E duet, Andreea, așa se face. Păi, dar nu te aud pe tine tot pe el. Eu sunt bariton pe jos și ele pe sus. Tu ești umbra. Ne completăm unul pe altul. Tu ești pe jos și ele pe sus? Păi, eu am vocea mai groasă. Dar nu a spus ce... Ce ești supat? E de umbra la băiatul ăla care cântă. E urât? Nu este. Păi nu erai, tu era el. Eram amândoi. Hai să-ți explic. Nu m-a învățat pe mine la vârsta mea, ia un loc. Nu m-a învățat pe mine la vârsta mea. Tu erai vocea a doua, Mocan. Cu duete. Da. Cântă. Cum, mă? Zanoagă. Vocea a doua. Tu erai vocea a doua. Ăla era vocea principală. Da, el era vocea întâi, tu a doua. Hai, cântă. Zanoagă-i bază. Nu te auzi bine. Nu trebuie să... Altă melodie. Îți place deja de cineva de aici din casă? Andreea, e aceeași zodie ca mine, deci... Adică nu ești plângăcioasă, nu? Adică crezi că îi place de bubică? Sunt mai sensibilă, dar nu sunt chiar așa plângăcioasă. Nu se preface atât de mult ca tine, bine. Vreți să avem o relație? Nu. Vreți să fii doar prieten, nu? Că asta vrei tu aici, în casa puterea dragostei, nu? O iei pe Bianca, vorbești cu ea seara de seară, noapte de noapte, dai sperate și acum vii la mine? Tu nu vrei relație aici, tu vrei doar prietenie. Da, bă, e un bărbat aici ca să mă merită pe mine. Ce sfaturi ai dat tu, Bernei? S-o pună la punct? Da, s-o pună la punct. În caz dacă va fi geloasă Bianca. Dar de ce crezi că Bianca va fi geloasă pe ea? Păi am văzut că Bobiciu era cam aprins așa când am văzut-o pe fata cea nouă.